Și discutăm în continuare cu Robert Sighiartău, vicepreședinte PNL. Este în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Și de asemenea, domnul Ionuț Pucheanu din partea PSD, vicepreședinte PSD, este în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc de asemenea pentru prezență. Sunt foarte multe tensiuni în cadrul coaliției, în special în ultimele săptămâni. Domnule Robert Sighiartău, o să încep cu dumneavoastră discuția, pentru că dumneavoastră ați și făcut postarea pe care o vedem chiar acum pe ecran. Ați spus așa, misiune îndeplinită, noi cei de la PNL așteptăm un gest de onoare, așteptăm demisia lui Marcel Ciolacu. Chiar vă așteptați să se întâmple asta? Deci anul trecut, dacă bine ne aducem aminte, domnul Ciolacu ne povestea frumos cât de bun o să fie el prim-ministru și ce guvern profesionist va avea, zice el, mai profesionist decât cel condus de liberal. Lucrurile acestea se bazau pe două lucruri. Unul, care cea mai bună echipă de guvernare, cu cei mai buni ministri, și cel mai bun program de guvernare și că va aduce România pe cele mai înalte cum de glorie economică. Deci astea sunt cuvintele lui Ciolacu. Poate că unii dintre noi i-am luat în serios. Eu personal nu l-am luat nici atunci, nici acum. De aceea aduc aminte ceea ce spunea anul trecut domnul Ciolacu. Ca să poți fi om de stat, trebuie să ai onoare, spunea el, dacă nu pleci acasă. Eu nu pot decât să constat astăzi că pe o bună parte din echipa dânsului de profesioniști, pe care îi numea profesioniști, a demis-o la mai puțin de două luni de guvernare. Deci au plecat doi miniștri. Pentru incompetență, normal. În timp ce mărețul său program de guvernare, prin care milita pentru patriotism economic și pentru companii puternice, cu artificii de altfel prezentat, a impacientat și neliniștit majoritatea cetățenilor din România. Și vedeți și dumneavoastră ce lucru. Normal că pentru asta și pentru ceea ce s-a întâmplat și cu pensiile speciale, pentru că, la fel, cu pensiile speciale a trecut acea lege pe repede înainte, spunându-i de pe atunci și eu și alți colegi din PNL că felul în care e făcută legea va pica la curte. Ei bine, cu toate astea a atacat PNL și a fost irresponsabil, pentru că, dacă vă uitați, acel proiect de lege este esențial pentru a primi tranșa a doua de bani de la PNR, care înseamnă 3 miliarde și care pune în dificultate în acest moment bugetul României. În mod normal, pentru asta, eu i-am cerut, dacă el vorbea de onoare, ar trebui să facă un pas în spate, pentru că eu mă întreb, cât mai poate dura comedia asta cu noi suntem oameni de onoare, dar pe zi ce trece vedem că pică una după alta toate promisiunile și împotrivă, în loc să ni se dea, nemulțumiri sunt însă și din partea cealaltă și, domnule Ionuț Pucheanu, aș vrea să vă întreb ce răspuns îi dați domnului Robert Sighiartău. Am văzut că și colegi de-ai dumneavoastră au făcut postări pe site-urile de socializare în care și erau mai multe nemulțumiri legate de PNL și guvernările PNL. Haideți să le luăm pe rând. Faptul că CCR a respins ieri sau astăzi, nu știu când s-a dat hotărârea, încă o dată, partea asta cu demisia de onoare în urma unei hotărâri de instanță mi se pare așa de noaptea minții, cu tot respectul, dar cel mai probabil PSD-ul, chiar dacă o fi avut niște metehne la un moment dat, am renunțat de mult la ele, n-am mai influențat justiția sau măcar de a încerca să influențăm justiția. Dacă cei de la PNL ar fi putut face într-adevăr de așa natură cât CCR-ul să dea cu totul și cu totul altă hotărâre, atunci cel mai probabil însemna imixtiunea într-o cu totul și cu totul altă zonă decât cea normală ce ar trebui să facă un guvern. Pe de o parte. Pe de altă parte, din păcate, din acest guvern așa de specialiști fac parte, jumătate dintre ei sunt de la PNL. Trei la mână. Dacă e să-l întreb și adresez domnului, iată o întrebare cât se poate de directă, dacă poate să-mi răspund doar mie, nu cetățenilor, de ce acum un an jumate, când erați într-o mare gaură, ca să nu mă exprim mai eufemistic de atât, ați rugat, efectiv ați rugat PSD-ul să vină și să vă salveze, că ne-ați transformat din ciuma roșie în crucea roșie. Pentru că cel mai probabil, dacă n-am fi venit alături de dumneavoastră acum un an și jumătate, România era de mult într-o cu totul și cu totul altă zonă, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că am fost atrași într-o mare, mare capcană, noi cei de la PSD, crezând în bunele intenții
ale celor de la PNL și cred că la un moment dat ieșirea de la guvernare ar fi fost una mult mai corectă vis-a-vis de acești parteneri, pseudo-parteneri de coaliție, să mă ierte Dumnezeu, dar cred că ar trebui să lăsăm pe PNL-ul să-și arate adevărata față și adevărata capacitate în fața cetățenilor acestei. Vedem că sunt foarte multe neînțelegeri la nivelul coaliției. Vom vedea o despărțire, ar putea veni această despărțire, domnule Robert Sighiartău, și să vă rog să și răspundeți domnul Ionuț Puceanu. E foarte clar că noi n-am avut un parteneriat corect cu Partidul Social Democrat și spunea domnul Puceanu că PSD-ul reprezintă crucea roșie pentru PNL. Noi nu i-am chemat la guvernare. Nu știu de ce spune asta domnul Puceanu. Nu știu ce discuție a avut Ciolacu și cu cine, dar PSD-ul s-a cerut la guvernare pentru că îi place să fie și să aibă acces la resursele statului. De asta a venit PSD-ul la guvernare, nu ca să salveze ei România. Mai contează acum cine a chemat. Ideea este că de mai bine de un an ar trebui să lucrați în echipă pentru interesele românilor. Și atât că vedem foarte multe scandaluri în ultimele săptămâni în special. Nu avem cum să ne înțelegem, doamnă dragă. Noi suntem oameni de dreapta. Dorim să avem investiții mai multe. Dorim impozite mici. Dorim ca să nu se mărească taxele și impozitele și se schimbe de pe zi pe alta, cum încearcă acum domnul Ciolacu să le schimbe. E o diferență totală. Noi vrem să dăm bani mai mulți la investiții. PSD-ul acum taie banii de la investiții. Domnul Puceanu e și primar și nu știu dacă a văzut, dar nu știu cât am văzut, programul domnului Ciolacu, care reduce și îngheață investițiile la nivelul administrațiilor locale. Deci suntem total opus și ca viziune economică, dar și ca și comportament. Iar PSD-ul de la început n-a fost un partener corect cu Partidul Național Liberal. M-a dat câteva exemple clare prin care Ciolacu a atacat PNL în continuu. Inclusiv când a adoptat acea lege care se știa că e neconstituțională, a lucrat numai domnul Budăi și domnul Ciolacu la ea. Noi n-am avut acces, n-am putut lucra, le-am spus domnilor, vedeți că o să pice la curte. Nu că nu o să pice. Ei fac marea reformă. Haideți să discutăm puțin, pentru că sunt multe probleme arzătoare în această țară. Pensionari, dacă au scăzut prețurile în supermarketuri. N-au scăzut. Deci au scăzut, dar prafonul. Au scăzut. Haideți să discutăm puțin, pentru că săptămâna viitoare va fi întreruptă această vacanță a parlamentarilor. Marcel Ciolacu a anunțat în urmă cu aproximativ o oră pe pagina sa de Facebook că va avea loc o sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru a modifica legea pensiilor speciale în acord cu obiecțiile CCR. Și vă întreb, pentru că sunt discuții legate de aceste fonduri europene care vin prin PNRR și pe care le putem pierde. Și este vorba de mulți bani de care România are nevoie. Ce discuție a fost? Nu e adevărat. Dați-mi voie, vă rog frumos să intervin. Vă rog din suflet. Deci, nu mai aruncați această marotă pe piață și nu mai... Eu vă citesc în acest moment din mesajul postat de domnul Marcel Ciolacu și vă las după aceea. La final, așa încheie mesajul, nu ne permitem să pierdem fonduri europene din cauza pensiilor speciale. Este mesajul postat de președintele PSD. Ok. Iar pe această, strict pe acest mesaj, vreau să intervin și să vă spun un lucru suplimentar, și anume, nu e întreaga rată pusă în dificultate în a fi atrasă, luată, cum spuneți dumneavoastră, cum vreți, ci doar o bucățică din ea. Și anume, din acești 3 miliarde, dacă rata era de 3 miliarde, cel mai probabil nu va mai fi de 3 miliarde, va fi de 2 miliarde jumătate. Deci nu e întreaga rata, asta încerc să vă explic. Nu, dar 500 de milioane de euro înseamnă mult. Se pot face multe din 500 de milioane de euro, nu sunt de dat la o parte. Da, cu siguranță. Dar e cu siguranță mai puțin decât 3 miliarde. Când îi spui cuiva că pierzi întreaga rată, e o chestie. Când îi spui și adevărul, da, suntem în posibilitatea de a pierde niște bani, dar nici pe departe pe toți. Eu cred că ideal ar fi ca statul să se descurce și să facă în așa fel încât să absoarbă toți banii europeni pe care ar putea să-i absoarbă, nu? Dumneavoastră, eu am venit doar cu acest adendum pentru a fi mai clar, nimic mai mult. Am înțeles, domnule Robert Sighiartău.
Domnule Robert Sighiartu, aș vrea să vă întreb, pentru că și Mihai Tudose a făcut o postare pe pagina sa de socializare în care spunea că se pregătește un puci în interiorul PNL și că s-ar pregăti înlăturarea lui Nicolae Ciucă. Ce discuții au fost în interiorul partidului și de ce face aceste afirmații, domnul Mihai Tudose? Pe ce se bazează? Am ajuns să văd că un socialist se îngrijește de Partidul Național Liberal. Nu mă interesează neapărat ce zice domnul Tudose cu privire la PNL, pentru că pur și simplu dânsul are alt pedigree, e obișnuit în alt fel în Partidul Social Democrat, este un partid venit așa și mai are încă metecnele vechiului partid din România și atunci ei nu sunt obișnuiți cu păreri, cu alte opinii în Partidul Social Democrat ca în Partidul Național Liberal și are tot dreptul să spună ce dorește. Eu vă spun că pe noi în acest moment ne interesează ca această guvernare să nu bulverseze și să distrugă și aceste companii românești care mai există în România și care plătesc salarii și care aduc bani la bugetul de stat. Pentru că cea mai mare îngrijorare în acest moment în România este pe de-o parte faptul că guvernul nu este în stare să treacă jaloanele care sunt în PNRR pentru a ne lua banii de la Comisia Europeană. Dacă noi nu ne luăm acei bani, tot restul de bani trebuie pus de mediul privat din România. Și tocmai de asta domnul Ciolacu încearcă să crească taxele și impozitele. Legea salarizării nu este gata și au amânat-o foarte mult, deci domnul Budăinu și-a făcut treaba. Legea pensiilor speciale, ați văzut că a picat la curte, este proscrisă. Legea pensiilor generale la fel nu este gata și riscăm să nu luăm a doua și a treia tranșă din PNRR, ceea ce ar însemna un dezastru pentru buget. Astea sunt problemele, că avem de-a face cu niște oameni care sunt incompetenți pe de-o parte, doi, încearcă să salveze bugetul României prin munca oamenilor cinstiți din România. De multe luni se așteaptă soluții concrete și soluții bune pentru toți oamenii din România și pentru antreprenori. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal, domnule Robert Sighiartu, domnule Ionuț Pucheanu.